Tocăniță de pui. Salutare, dragii mei! Eu sunt Ionica. Pentru astăzi pregătim tocăniță de pui. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. Avem puiul care e porționat, avem 3 cepe mari, avem zarzavatul, avem o lingură de mărar, o lingură de pătrunjel, 50 de mililitri de ulei, 2 linguri de roșii cu ardei capia. Așadar, prima dată călim ceapa cu 50 de mililitri de ulei. Ceapa are o culoare lucioasă, turnăm zarzavatul. Călim zarzavatul, după care punem puiul. Lăsăm 10 minute, acoperim și lăsăm să fiarbă. Puiul nostru fierbe. Apoi turnăm apă care o avem pe aragaz încălzită până ce se acoperă carnea. O lăsăm la fiert 20 de minute și revenim. Carnea a fiert, așa arată. Punem piperul și sarea. Punem pasta de ardei cu roșii. Lăsăm să mai fiarbă 10 minute, după care revenim. Avem o lingură de amidon de porumb care am dizolvat-o în apă și urmează să o turnăm peste tocăniță. Lăsăm să mai fiarbă 10 minute și punem verdeața, mărarul și pătrunjelul. Așa arată tocănița. Punem verdeața. Tocănița s-a făcut. Așa arată. Foarte gustoasă.
Dragii mei, aceasta este rețeta de tocăniță de pui. Așa arată preparatul. Vă mulțumesc, la revedere, la următoarea rețetă, cu drag!